iubiți credincioși și dragii mei, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dacă avem o duminică a Sfântului Apostol Toma și dacă avem o duminică a mironosițelor, cum se putea oare să nu avem și o sărbătoare a Maicii Domnului în perioada pascală? Așadar, iată, în vinerea din săptămâna luminată, facem aducerea aminte de o întâmplare fericită, de o minune, săvârșită de Maica Domnului în secolul V al erei creștine. De atunci avem, sau din apropierea acestei minuni, avem această sărbătoare deosebită. Până astăzi se păstrează acest izvor activ în Constantinopol și care face minuni. Biserica care este construită peste el este de dată mai recentă, pentru că ea a fost distrusă succesiv de păgâni. Însă, Paraclisul, unde este izvorul, datează din secolul V al erei creștine, construit de împăratul Leon, protagonistul acestei întâmplări minunate, care, la porunca Maicii Domnului, găsește un izvor minunat și îl adapă pe un orb însetat și, în același timp, îl și vindecă. Ne putem da seama ce legătură extraordinară este între sărbătoarea Învierii și minunea făcută de Maica Domnului în ceea ce îl privește pe orb, redându-i vederea. Maica Domnului are această putere pe care au avut-o și apostolii, dar prin excelență a avut-o Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte de El în repetate rânduri săvârșind minuni, iar una dintre cele mai importante este și aceea de a vindeca pe cei orbi. Însă Maica Domnului are mai multe legături în ceea ce privește activitatea misionară a Domnului Hristos, minunile pe care le-a săvârșit. Știm că cea din tâi minune a fost săvârșită la dorința Maicii Domnului, înainte de a veni vremea Domnului Hristos de a săvârși minunile pe care avea să le săvârșească în favoarea mântuirii neamului omenesc. Vă spuneam în săptămânile trecute, înainte de pătimiri și de învierea Domnului, că dacă am vrea să intuim ceea ce s-a întâmplat atunci, ar trebui să ne punem în pielea Maicii Domnului. Ea este cea care a știut cel mai bine ce s-a întâmplat și cât de mult a suferit Domnul Iisus Hristos. Prin ea, într-adevăr, precum spunea dreptul Simeon, și prin inima ei a trecut sabia. De aceea și învierea Domnului Hristos, tot prin Maica Domnului am putea să o înțelegem mai bine, pentru că ne spune Nicolae Cavasila, ea a fost cea din tâi care a primit vestea învierii și a fost cea din tâi care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos înviat, chiar dacă acest amănunt nu l-avem trecut în Sfintele Scripturi. Este de la sine înțeles că primul om, prima ființă omenească care a putut să fie părtașă învierii Domnului Hristos n-a fost alta decât Maica Domnului. Ceilalți au fost martori, atât mironosițele, cât și apostolii. Însă Maica Domnului a fost mai mult decât un martor. Maica Domnului a trăit efectiv acest eveniment. Vă închipuiți dumneavoastră, cele care sunteți mame, dar chiar dacă nu sunteți, vă puteți da seama ce înseamnă să-ți vezi copilul tău înviat din morți. Mâine dimineață, la slujba utreniei, se va săvârși și sfințirea apei. Dacă vorbim de un izvor al tămăduirii, iată că el se perpetuează de la Constantinopol la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, dar, bineînțeles, la toate parohiile noastre, îndeosebi la mănăstirile noastre, pentru că această sărbătoare este, prin excelență, o sărbătoare mănăstirească. Mănăstirile au evlavie foarte mare la Maica Domnului, iar Maica Domnului patronează, în general, mănăstirile noastre.
Așadar, mâine, har peste har. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!